Doi polițiști turci care sunt acuzați de spionaj asupra președintelui Recep Erdogan au fost reținuți pentru 24 de ore astăzi în România, în Nădlac, județul Arad. Polițiștii ar fi intrat în țara noastră în urmă cu 3 zile și ar fi vrut să ajungă în Ungaria, unde urmau să ceară azil politic acuzând represaliile președintelui turc asupra aparatului polițienesc din Turcia. În România ar fi venit în total 4 bărbați din Turcia, însă doar 2 au fost reținuți. Cei 2 agenți reținuți de polițiștii români au fost dați în urmărire internațională prin Interpol pe vremea când Erdogan era premier al Turciei.